Iubiți ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, frați și surori din Biserica din Moldova Veche, Biserica Haru și Biserica din Pojejena, vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos în această dupămasă de sărbătoare și aș dori ca în această dupămasă să deschidem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl găsim scris potrivit cu sărbătoarea noastră în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, citim de la versetul 41 la versetul 44. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Pentru că și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Tată din ceruri, în această dupămasă stăm înaintea ta, noi, biserica ta răscumpărată, cei care în această dupămasă, în loc să fim în casa ta, suntem la casele noastre, te rog să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi, te rog să binecuvintezi viețile noastre cu ascultare, te rugăm, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să ne atingi inimile și să vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt după nevoile fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine, ajută-ne să înțelegem care este voia Ta cu privire la viețile noastre și ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem ceea ce îți dorești pentru fiecare dintre noi ca să trăim o viață plăcută și după voia Ta. Te rugăm, Doamne, binecuvintează întreaga biserică care este la casele lor. Te rog, Doamne, să binecuvintezi frații, surorile, prietenii și te rugăm, Doamne, să ne vorbești prin cuvântul Tău. Numele Domnului Iisus ne-a rugat. Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Fiți ascultători, datorită condițiilor în care trăim în aceste zile, sărbătoarea de anul acesta, așa cum auzeam și de dimineață, în mesajul fratelui păstor, fratele Damian, este total diferită față de orice altă sărbătoare pe care am sărbătorit-o împreună cu biserica. Mă rog lui Dumnezeu ca anul acesta, chiar dacă nu putem să fim împreună prezenți în casa lui Dumnezeu și dumneavoastră de acasă și eu de aici, din casa mea, de unde filmez, ne rugăm lui Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă acolo unde suntem, să putem înțelege care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi și să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Primul lucru spre care ne vom îndrepta atenția în această dupămasă este faptul că Domnul Iisus Hristos, în ziua aceasta, ziua pe care a planificat-o din veșnicie, care să fie ziua în care va intra triumfător pe porțile Ierusalimului, întâmpinat de mulțime în sărbătoare, ziua aceasta este o zi specială, a fost o zi specială pentru Domnul Iisus Hristos în lucrarea Lui, dar este o zi specială și pentru noi astăzi, pentru că ne aducem aminte de acest eveniment extraordinar care a avut loc în urmă cu aproape 2000 de ani. Eveniment care mai apoi a dus la începerea săptămânii patimilor, așa cum o cunoaștem noi. Eveniment care pentru noi, Biserica lui Hristos, are mare semnificație. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos nu ar fi pornit hotărât cu fața spre Ierusalim și să fie gata să ducă până la capăt mântuirea noastră, noi în această dupămasă și în această zi de sărbătoare nu am fi putut să ne bucurăm de mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o prin jertfa de pe cruce. Dacă n-ar fi fost ziua în care Domnul Iisus Hristos ar fi intrat pe porțile Ierusalimului, călare pe un măgăruș, nu ar fi existat nici Golgota, nu ar fi existat nici mormântul gol și nu ar fi existat mântuirea pentru noi. Așa că ziua aceasta este o mare sărbătoare și o mare semnificație pentru noi copiii lui Dumnezeu. Noi însă trebuie să înțelegem modul în care s-au desfășurat evenimentele în acea zi. Domnul Iisus Hristos, în drumul lui spre Ierusalim,
a pornit de la Ierihon. Și știm că acolo în Ierihon, la 40 de kilometri, aproximativ 40 de kilometri de orașul Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a făcut o minune, a vindecat un orb, pe orbul Bartimeu, despre care citim în Scriptură, și tot în locul acesta, Domnul Iisus Hristos, la începutul capitolului 19 din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu Zacheu, cu vameșul Zacheu, și Domnul Iisus Hristos, prin întâlnirea aceasta, i-a schimbat viața și destinul acestui om. Drumul spre Ierusalim, de la Ierihon, nu a fost un drum ca și pentru noi în ziua de astăzi. Noi 40 de kilometri astăzi le facem foarte ușor, dar trebuie să înțelegem că în vremea aceea 40 de kilometri era total diferit față de ce facem noi astăzi. Trebuie să înțelegem că drumul dura câteva ore și Domnul Iisus Hristos era probabil însoțit de ucenici și poate de anumite mulțimi de oameni care veneau după el. Așa că drumul nu s-a făcut până nu a ajuns la destinație până spre sfârșitul zilei. Domnul Iisus Hristos ajunge aproape de Ierusalim și merge spre Ierusalim pe drumul care trecea pe lângă Betfage și Betania. Și de acolo Domnul Iisus Hristos trebuia să coboare ceea ce noi numim astăzi Muntele Măslinilor și în vremea respectivă se numea Muntele Măslinilor, pentru că pe acel munte în vremea aceea erau mulți măslini plantați ca să poată să aducă rod și să facă uleiul cunoscut pentru multe tratamente în vremea respectivă. Domnul Iisus Hristos așadar ajunge la Muntele Măslinilor și coboară drumul spre Ierusalim dinspre Muntele Măslinilor. Acolo, noi știm că trimite Domnul Iisus Hristos pe ucenicii lui, așa cum găsim scris în versetul 35 până la versetul 38, Domnul Iisus Hristos trimite ucenicii înainte și ucenicii îi aduc acel măgăruș pe care Domnul Iisus Hristos încalecă și spune Scriptura, pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum și când se apropie de Ierusalim spre pogărâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine. Trebuie să înțelegem că imaginea aceasta este o imagine care Domnul Iisus Hristos a anticipat-o, știa ce vor oamenii să facă, dar lucrul acesta trebuia să împlinească o promisiune și o profeție din Vechiul Testament, din Zaharia, de la capitolul 9, unde Domnul Iisus Hristos ne spune despre el, iată împăratul tău vine călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Domnul Iisus Hristos trebuia să împlinească această promisiune și prin coborârea lui de pe Muntele Măslinilor spre intrarea orașului Ierusalim a împlinit tocmai această promisiune. Noi trebuie să mai înțelegem un lucru. Oamenii se bucurau foarte tare de intrarea și de venirea Domnului Iisus Hristos în orașul Ierusalim. Dar noi știm că Domnul Iisus Hristos nu este impresionat de reacția oamenilor, pentru că Domnul Iisus Hristos știa că oamenii aceia, sau mulți din ei, câteva zile mai târziu, vor striga altceva. Acum strigau, ce spune Scriptura în versetul 38, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Dar câteva zile mai târziu, oamenii aceștia sau unii dintre ei strigă răstignește-l și la moarte cu omul acesta. Domnul Iisus Hristos le cunoștea intențiile și inima că ei doresc să-l facă un împărat pământesc. Și pe drumul acesta din vârful Muntelui Măslinilor până spre intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos la un moment dat se oprește. Se oprește să privească templu, să privească Ierusalimul, orașul care era așa de frumos și strălucea în soarele zilei. Și în loc să fie uimit Domnul Iisus Hristos de ceea ce se întâmplă, Domnul Iisus Hristos are o reacție total diferită față de ceea ce așteptau oamenii. Și ne spune Scriptura că Domnul începe să plângă
și prorocește un viitor dezastros pentru cetate. Și în această dupămasă, iubiți ascultători, frați, surori, prieteni care ne urmăriți de pe internet, aș vrea să ne punem următoarea întrebare. Întrebare cu care ar trebui să ne frământăm în ziua aceasta. De ce oamenii erau în sărbătoare și Domnul Iisus Hristos plânge? Și în această dupămasă aș vrea să găsim câteva răspunsuri la întrebarea aceasta. De ce Domnul Iisus Hristos este întristat, iar oamenii se bucură? În primul rând, înțelegem că Domnul Iisus Hristos plângea pentru oamenii, pentru că oamenii pentru care a venit să-i mântuiască n-au înțeles lucrul acesta. Ascultați ce spune Ioan, capitolul 1, versetul 11. A venit la ai săi, iar ai săi nu l-au primit. Oamenii care trebuiau să-l primească, nu doar cu laude pe buze, ci cu inimile, și care nu trebuiau să-i pună condiții că doar dacă va veni ca împărat îl vor primi, oamenii aceștia n-au înțeles de fapt. Și Domnul Iisus Hristos se uită la oamenii pe care a venit să-i mântuiască și care nu înțeleg mesajul. Și nu doar că n-au înțeles, ci l-au respins. Au ajuns să-l respingă pe Domnul Iisus Hristos pentru că Domnul Iisus Hristos nu le-a împlinit așteptările. Știți de ce a fost nevoie să plângă pentru ei și de ce nu au înțeles venirea Domnului Iisus Hristos, prima lui venire? Pentru că erau prea preocupați de planurile lor neînsemnate și pentru că au fost prea concentrați asupra lor și asupra așteptărilor lor, au ratat ocazia pentru a putea să se întâlnească cu Cel care putea să le dea pacea. Versetul 42, prima parte, spune: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Iubiți ascultători, oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos n-au înțeles vremea, n-au înțeles că era vremea potrivită pentru ca Domnul Iisus Hristos să le dea pacea în suflet. Domnul Iisus n-a venit să le fie împărat pământesc, ci a venit să le dea pacea cu Dumnezeu. A venit să-i împace cu Dumnezeu și ei tocmai lucrul acesta nu l-au înțeles. El n-a venit să le fie împărat pe pământ în acele zile, ci să ducă la îndeplinire planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenirea pierdută. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. De ce plânge? Pentru că a venit pentru oameni și pentru poporul său să-i mântuiască și ei n-au înțeles. Al doilea motiv pentru care înțelegem că Domnul Iisus Hristos a plâns în acea zi când a intrat în Ierusalim și uitându-se la zidurile Ierusalimului, la templul care stătea înainte, a plâns și pentru omenirea pierdută și stricată de păcat. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, stă în fața mormântului prietenului său Lazar. Și la fel ca și în textul acesta, ni se spune că cu câteva zile înainte de intrarea lui triumfătoare în Ierusalim și de momentul în care plânge pentru cetate, Domnul Iisus Hristos ne spune în Ioan 11:35, ne spune Scriptura că Iisus plângea. Stătea în fața mormântului unui om pe care l-a iubit, dar oare plângea pentru că îi părea rău pentru Lazar că a murit? Să știți că nu plângea numai pentru că l-a iubit pe Lazar, ci Domnul Iisus Hristos a văzut în Lazar un reprezentant al întregii omeniri, care era afectată de păcat și de moarte. S-a uitat la Lazar, la prietenul lui, care era pus în mormânt și spune Scriptura că mirosea greu, de 4 zile pus în mormânt. Și așa a văzut Domnul Iisus omenirea pierdută. Știa că trebuie să meargă mai departe până la cruce, ca să poată să răscumpere omenirea și să n-ajungă toți ca și Lazar și ca trupul lui Lazar care era în mormânt. Prin Lazar, Domnul Iisus a văzut coroana creațiunii lui Dumnezeu, care a ajuns într-o stare jalnică de stricăciune datorită păcatului. Omul pe care l-a creat Dumnezeu după chipul său, așa cum spune Geneza, capitolul 1, versetul 26 și 27, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, el să stăpânească peste pești mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu l-a creat pe om pentru ceva mult mai măreț
decât ceea ce a ajuns omul în ziua de astăzi, stricăciunea de care a avut parte. Omul n-a fost creat să moară. Iubiți ascultători, noi n-am fost creați să murim, ci noi am fost creați să trăim veșnic și să trăim veșnic cu Dumnezeu. Dar păcatul, așa cum mi-a spus Dumnezeu și a promis Dumnezeu, dacă mâncați din pom și nu ascultați, veți ajunge să muriți. Și blestemul omului s-a îndeplinit și Dumnezeu ceea ce a promis a făcut. Nu pentru că așa a vrut Dumnezeu, ci pentru că asta este consecința păcatului. Și mă rog ca noi oamenii să înțelegem că lui Dumnezeu nu-i face plăcere să ne pedepsească și să ne ducă la moarte. Dar asta e consecința naturală a păcatului nostru și a trăirii noastre în păcat. Iisus era martor la stricăciunea fizică a omului. Și iubiți ascultători, de ce plânge Domnul Iisus? Plânge pentru că a venit pentru omenire, pentru oameni să-i mântuiască și ei n-au înțeles. Plânge pentru că omenirea aceasta a ajuns într-o stare stricată de păcat, pierdută, rătăcită. În al treilea rând, ne uităm la plânsul Domnului Iisus, la lacrimile Lui, la durerea și suferința Lui și înțelegem că Domnul Iisus Hristos mai plânge pentru ceva. Plânge pentru oamenii care sunt morți în păcatele lor. Efeseni capitolul 2, versetul 1 spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Iubiți ascultători, noi cu toții eram morți în păcat. Și păcatul acesta ne-a dus pe toți la moarte. De aceea Domnul Iisus Hristos ne spune în această dupămasă, prin mesajul care îl trimite peste milenii, în lumea noastră și în vremea noastră, că El s-a uitat la omenirea care a ajuns la moarte spirituală. Domnul Iisus Hristos nu-i părea rău doar de trupul care a intrat în descompunere și faptul că oamenii aceia vor muri fizic, ci Domnul Iisus Hristos se uită la sufletele lor. Și Scriptura spune că omul este mort în păcat și moartea în păcat, moartea spirituală, îl va duce la despărțire veșnică de Dumnezeu pe om. Ca să poată fi salvat din această stare de decădere, de stricăciune, Domnul Iisus Hristos trebuie să intervină și puterea lui Dumnezeu trebuie să lucreze. De la versetul 4 la versetul 6, tot în Efeseni capitolul 2 spune: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos, Iisus, slavă lui Dumnezeu, că nu sunt doar vești rele. Veștile bune sunt că Domnul Iisus Hristos a văzut starea noastră căzută, păcătoasă, de moarte spirituală și a hotărât să ia măsuri. Dumnezeu Tatăl a hotărât din veșnicie, știind ce va face omul, a știut că va trebui să-L trimită pe Fiul Său Iisus Hristos ca să ne aducă mântuire. Și asta este vestea bună, deși Domnul Iisus Hristos a plâns pentru omenirea pierdută și pentru omenirea care era moartă în păcatele lor și moarte din punct de vedere spiritual, numai Dumnezeu putea să intervină. Numai puterea lui Dumnezeu putea să ne elibereze. Dar Domnul Iisus Hristos plânge și pentru un alt motiv. În al patrulea rând, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, se uită la noi și plânge pentru că oamenii sunt orbi spiritual și nu-și pot vedea starea. Nu doar că sunt morți, dar sunt și orbi. Sunt morți spiritual. Ei umblă pe pământ și oamenii morți spiritual umblă în vremea noastră și printre noi și trec pe lângă noi în fiecare zi, dar ei sunt morți și se duc spre iad, iubiți ascultători. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea ocazii și în vremea noastră să știm cum să le dăm speranță oamenilor și să le spunem că există o speranță pentru cei morți spiritual. Chiar dacă nu își pot vedea starea, ei sunt și orbi, pentru că sunt orbi, nu văd realitatea, nu își văd starea și se duc la iad, în iad, spre pierzarea veșnică. Matei capitolul 15, versetul 14 spune: lăsați-i, sunt niște călăuze orbe și un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.
când un orb călăuzește pe un alt orb, se vor duce amândoi în groapă. Și asta e situația majorității omenirii. Aproape toată lumea e în starea asta. Pentru că ei sunt morți spiritual și sunt și orbi spiritual. Și fiind orbi, nu-și văd starea de păcat. Și se călăuzesc unul pe altul spre cădere, spre pierzare, în groapă. Și din groapa aceea nu mai pot să iasă. Odată ce au căzut în groapă, nu mai pot să iasă de acolo. Nu văd calea pe care trebuie să meargă. N-au de unde să știe, pentru că n-au lumină. Nu-și văd păcatul, nu-și văd starea, nu văd calea spre Dumnezeu. Sunt orbi. Și Domnul Iisus Hristos plânge și pentru ei. Că sunt orbi, că sunt morți, că sunt pierduți. De aceea, iubiți ascultători, este important să înțelegem că noi oamenii care suntem pierduți nu trebuie să fim indiferenți și nu trebuie să luăm atitudinea omului care nu-i pasă de veșnicia lui. Știți ce spun cei mai mulți? Unde se duc cei mulți, mă voi duce și eu. Dar haideți să luăm aminte la ce spune Scriptura cu privire la cei care merg în pierzare. La Matei, capitolul 7, versetul 13, ni se spune: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. De aceea, să luăm seama la următorul lucru. Cei mai mulți, spune Scriptura, când vor merge spre pierzare, spre iad, să fiu eu atât de încăpățânat și să spun că mă duc cu cei mulți și mă duc unde se duc cei mai mulți, dacă cei mai mulți se duc în iad, oare n-ar fi păcat să mă duc și eu cu ei în iad pentru că acolo se duc cei mulți? Prin atitudinea lor, oamenii aceștia arată indiferență și nepăsare față de ocazia dată omenirii de către Dumnezeu prin mântuire. Mergem mai departe, la a șasea categorie de oameni pentru care plânge Domnul Iisus. Cei ce stau liniștiți în starea lor de păcat, crezând că religia îi va mântui. Să știți că, din păcate, nu sunt puțini cei care cred că faptul că merg la biserică și că fac fapte religioase și îndeplinesc niște obiceiuri și niște tradiții, lucrul acesta îi va duce în cer. Și este o mare înșelăciune din partea celui rău, pentru că capcana religiozității a prins și pe farisei și pe cărturari în vremea Domnului Iisus Hristos și îi prinde și pe mulți astăzi, crezând că dacă merg la biserică sau dacă fac ceea ce fac cei care merg și îi îndeamnă să meargă la biserică, că lucrul acesta îi va duce la mântuire. Unii spun de cealaltă parte: m-am născut în religia aceasta și în religia aceasta vreau să mor. Dar nu uitați, capcana asta este mare. Dacă religia în care ne-am născut este un lucru care este pur și simplu doar o religie și nu ne mântuiește, să mergem noi pe calea aceasta a religiozității doar pentru că așa ne-am născut sau doar pentru că așa am învățat de când suntem mici, Doamne, e milă de noi și ajută-ne să înțelegem că Domnul Iisus Hristos plânge și pentru cei religioși, cei care stăteau liniștiți în religia lor, crezând că religia lor îi va mântui. Religia nu mântuiește pe nimeni, spune Scriptura clar. Ea dă o siguranță falsă omului, dar nu mântuiește pe nimeni și nu duce pe nimeni în cer. Noi suntem mântuiți doar prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Asta este singurul lucru care ne mântuiește. De aceea, cei care se bazează pe religia lor ca să ajungă în cer, din păcate vor ajunge în iad. Doamne, fă ca niciunul dintre noi care urmărim aceste îndemnuri și acest mesaj să nu facem din această categorie parte. Mai ne uităm la o altă categorie de oameni, pentru care Domnul Iisus Hristos plânge și se rupe inima pentru ei. Cei care se consideră destul de buni pentru a merge în cer. Aici este o altă capcană. Nu este nici capcana religiozității, nu este nici capcana indiferenței, este capcana faptelor bune. Și oamenii în ziua de astăzi care n-au nicio legătură cu schimbarea vieții și cu nașterea din nou, care pur și simplu sunt oameni buni prin faptul că nu fac rău la alții sau nu fac fapte care lor să li se pară că sunt fapte rele,
și împart păcatele în păcate mici și păcate mari, lucrul acesta este o capcană pentru mulți și îi duce pe mulți la cădere. Oamenii aceștia fac categorie din... fac parte din categoria celor care spune Domnul Iisus Hristos în Marcu, la capitolul 2, versetul 17. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Iubită asistență care ne urmăriți de pe internet, ascultați și să luăm aminte la lucrul acesta. Nu faptele bune ne mântuiesc, nu neprihănirea noastră, ci neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Dar este o capcană. Dacă crezi și tu și alții cred că faptele bune mă fac să stau liniștit în fața veșniciei și a morții, dacă va trebui să murim, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, nu ne va întreba dacă avem mai multe fapte bune sau decât cele rele, ci ne va întreba dacă am primit mântuirea și darul vieții veșnice prin credința în Domnul Iisus Hristos. De aceea, capcana păcatelor mici și a păcatelor mari și a faptului că eu am grijă să nu le fac pe cele mari și poate le mai accept pe cele mici, este o înșelăciune a celui rău. Înaintea lui Dumnezeu, spune Scriptura în Romani, capitolul 3, versetul 23, fiindcă nu doar plata păcatului e moartea, ci noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi merităm moartea. Noi suntem păcătoși, nu merităm viața veșnică. Cei ce se văd destul de buni pentru a ajunge în cer nu vor apela la Hristos pentru mântuire. Nu consideră că au nevoie de doctor. Ei nu se consideră bolnavi, ci se consideră buni și în regulă. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca dacă dintre dumneavoastră cei care ne urmăriți ați căzut în capcana aceasta a faptelor bune, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să putem să înțelegem că avem nevoie de Hristos. Nu faptele bune ne vor duce în cer. În Romani, capitolul 3, versetul 10 și 11, ne spune că nu este niciun om bun, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, versetul 11. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, căci toți s-au bătut și au zis niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. De ce? Pentru că în om nu este bine. Binele, nu trăiește binele în noi. Este doar răul și noi suntem îndreptați spre păcat. De aceea, mergem la ultimul motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a plâns pentru oamenii din orașul Ierusalim. Știți pentru ce a plâns Domnul Iisus sau pentru cine a plâns? A plâns pentru mine și pentru tine dacă nu înțelegem ceasul în care ne cercetează. Iubiți ascultători, există o vreme a Harului. Există o vreme în care ușa Harului, la fel ca în vremea lui Noe, a stat deschisă. Și pentru noi, în vremea de astăzi, până când se zice astăzi și câtă vreme trăim și până nu vine Domnul Iisus Hristos să ne ia cu El în slavă, este har. La fel ca și cu bogatul din pilda cu Lazar și bogatul când a ajuns în chinuri, în ea nu a mai putut face nimic pentru el, nici familia n-a mai putut face nimic pentru el, nimeni. Pentru că odată ce plecăm în veșnicie, nu se mai poate face nimic. Știți care e capcana aceasta? Capcana celor veniți prea târziu. Doamne, ajută-ne ca niciunul dintre noi să nu facem parte din categoria celor veniți prea târziu. Mi-aduc aminte de o pildă a Domnului Iisus Hristos, în care Domnul Iisus Hristos le spune celor care vin să bată la ușa Lui, spun: plecați de la mine că nu vă cunosc. Fecioarele neînțelepte au venit și au vrut să intre în odaia de nuntă, dar au fost prea târziu venite, că ușa s-a închis. Iubiți ascultători, să nu amânăm momentul mântuirii, crezând că avem timp, că suntem tineri. Uitați, vine virusul și putem muri sau putem să ajungem în stare în care Domnul Iisus Hristos vine și să rămânem în urmă. Și ne trezim că suntem veniți prea târziu. Dumnezeu nu e nedrept. Dumnezeu dă ocazii și șanse tuturor. Dar nu știm care e ultima ocazie.
Pentru că Evrei, capitolul 3, versetul 15 spune, câtă vreme se zice, astăzi dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima și nu te răzvrăti ca în ziua răzvrătirii. Doamne, ajută-ne să nu ne împietrim inimile. Câtă vreme se spune astăzi, să ascultăm de Domnul Iisus Hristos, să răspundem chemării. Pentru că astăzi când Domnul Iisus Hristos plânge, a plâns pentru cei pe care a venit să-i mântuiască și n-au luat seama la el, n-au înțeles. A plâns pentru omenirea pierdută și stricată în pământ, în păcat. A plâns pentru oamenii care sunt morți în păcatele lor, moarte spirituală. A plâns pentru cei orbi spirituali care nu-și văd starea. A plâns pentru cei nepăsători și indiferenți care resping darul lui Dumnezeu. A plâns pentru cei care stau liniștit în religia lor. A plâns pentru cei care se consideră destul de buni și care cred că faptele bune îi vor duce în cer. Dar Scriptura, nu uitați că spune că roadele vor veni în urma trăirii cu Dumnezeu și avem nevoie de viața veșnică ca în urma vieții veșnice și a relației cu Dumnezeu să facem faptele bune. Faptele bune nu trebuie făcute înainte sau ca să ne ducă în cer, ci faptele bune vor rezulta în urma relației cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, mântuiește-ne sufletele, ajută-ne să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine până nu-i prea târziu. Pentru că ușa Harului se poate închide și să nu ne trezim veniți prea târziu, așa cum spune Evrei, capitolul 4, versetul 1. Să luăm deci bine seama și cu asta aș vrea să încheiem. Versetul acesta, să medităm serios la el. Atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Iubiți ascultători, frați, surori, prieteni, aparținători și cei care ne urmăriți, Doamne, ajută-ne să trăim în așa fel și să ne împăcăm cu Tine, că atunci când vine momentul în care vom pleca acasă cu Domnul Iisus Hristos, dacă vine El să-și ia biserica în generația noastră sau în perioada următoare, sau dacă vom pleca în veșnicie fiecare dintre noi, prin moarte, să putem fi pregătiți și să nu ni se spună, ai venit prea târziu, ci să ni se spună, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului Tău. Doamne, ajută-ne la aceasta și pregătește-ne pentru momentul întâlnirii cu Tine. Ca Domnul Iisus Hristos să nu fie nevoie să plângă pentru mine și pentru tine. De ce? Domnul Iisus nu va plânge pentru noi decât de bucurie și de bucuria noastră dacă noi înțelegem că trebuie să ne împăcăm cu El, să ne pocăim de păcatele noastre și să ne predăm viața în mâna Lui. Și dacă facem lucrul acesta, Domnul Iisus va plânge de bucurie. Doamne, nu lăsa să plângă Domnul Iisus Hristos de întristare și de tristețe pentru noi ca să nu fim găsiți prea târziu. Doamne, milă de noi! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și în această dupămasă. Mulțumim pentru rugăciunile noastre, pentru noi cei de aici, din Biserica Harul, din Moldova Veche, pentru familia noastră, pentru familiile noastre în aceste vremuri grele. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Rămâneți tari în Domnul Iisus Hristos și speranța este doar în Domnul Iisus Hristos. Mergeți cu Domnul Iisus Hristos prin puterea Lui și El vă va da biruința la toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.